Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Sper că sunteți sănătoși cu toții în aceste timpuri grele, pandemice. Doamna Zătic, dacă puteți să ne faceți o scurtă prezentare a situației epidemiologice la moment, vă rog mult. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, conform datelor la ziua de ieri, cifra totală de persoane infectate COVID a atins deja 187.847 persoane. Conform datelor de ieri au fost înregistrate 1.400 cazuri noi. Cazuri active sunt 16.403, numărul de teste efectuate zilnic este de circa 4.000, pentru ziua de ieri au fost 4.045 teste, din care 3.688 au fost primare. Numărul de cazuri noi infectate după teritoriile administrative rămâne în continuare înalt numărul de cazuri în municipiul Chișinău. Conform datelor de ieri, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 888 cazuri, în Ieloveni 71, Bălți 49, Ostrășeni 48, Cimișlia 29, Creuleni 26, Orhei 26, Anenii Noi 25, respectiv teritoriile din jurul Chișinăului rămân în continuare foarte afectate. De asemenea, rămân în continuare cu un risc înalt raioanele din nordul Republicii, Ocnița, Briceni, Edineț, Dondușeni, unde numărul de cazuri este înalt, este deja în puțină scădere în raionul Taraclia, respectiv și în deja puțin s-a micșorat povara asupra spitalelor raionale Comrat, Cedrlunga, Cahul, din partea raionului Taraclia. În tendințele care sunt, dacă ne uităm după indicatori în ultimele zile, este în continuă creștere, este cu 30% creștere săptămâna 8-a comparativ cu săptămâna 7-a. În continuă creștere este și numărul persoanelor în stare gravă. În stare extrem de gravă, în ziua de ieri, au fost 327 persoane, 557 intubate, 27 cazuri de deces. În ultimele zile, cazurile de deces sunt într-un număr înalt. Și am avut și 28, 27, 26, 25. Este o cifră foarte mare și situația este extrem de încordată. Este încordată situația în instituțiile spitalicești. Numărul de paturi, pacienți internați, este record mai mare comparativ cu toate zilele care am avut până acum. Conform datelor de ieri, acest număr depășește 3.800 de pacienți internați. Respectiv, este un număr de pacienți mult mai mare comparativ cu alte zile și, în general, pot să zic că este record, deoarece aproape 11.000 sunt în tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate. Respectiv, avem și un număr majorat de infectări în rândul lucrătorilor medicali. Această cifră la ziua de ieri este de 74, 26 medici, 32 asistenți medicali, 16 lucrători auxiliari. Ieri am început vaccinarea. Conform vaccinarea este un proces care deja este o numită speranță pentru lucrătorii medicali. Conform datelor din ziua de ieri, avem 751 au fost vaccinați ieri. Sunt instituții medicale care deja au finalizat vaccinarea. Vom veni cu un raport zilnic referitor la situația și la starea de lucruri la acest capitol. Se face o evidență electronică și înregistrarea electronică a tuturor
vaccinărilor, care ne dă posibilitatea de a monitoriza în regim viu, adică la moment, este în așteptare următorul lot de vaccin pentru ziua de mâine în cantitate de 14.400 doze. Acum avem în minister ședința intersectorială, pregătim ședința tehnică, grupul tehnic, pregătim propuneri pentru Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, reieșind din situația epidemiologică înregistrată. Suntem în alertă maximă și contăm foarte mult pe susținerea tuturor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Dumneavoastră ați afirmat că în unele instituții medicale vaccinarea s-a încheiat. Ce aveți în vedere cu asta? Dozele care au fost repartizate, care au fost pentru terapie intensivă și secțiile profil, au fost efectuate. De exemplu, Rezina a avut 50, a efectuat 50. Spitalul Clinic Republican, din numărul de doze, au rămas cu 20 neefectuate și până la sfârșitul zilei. Asta înseamnă că procesul a fost organizat bine și dozele care au fost distribuite au fost efectuate. Asta nu înseamnă că s-a finalizat vaccinarea integral din doze De asta am rugat să precizați, pentru că afirmația noastră că în unele instituții medicale s-a încheiat procesul de vaccinare trezea anumite dubii. De aia vă rugat să precizați ce anume ați avut în vedere. Deci eu înțeleg că în unele instituții medicale, personalul medical din prima linie a fost vaccinat. Da, da. Acolo unde sunt dozele disponibile, din numărul dozelor disponibile destinate celor care sunt din prima linie, au fost deja efectuate. Da, vă mulțumesc. Da. Doamna secretar de stat, eu vă rog respectuos și lotul care urmează să-l primească Republica Moldova mâine pe linia COVAX, să-l repartizați în mod echitabil la toate instituțiile medicale și să continuăm vaccinarea personalului medical din prima linie. Trebuie să acordăm atenție maximă medicilor care sunt pe linia de luptă cu această epidemie și să le mulțumim pe această cale încă o dată din suflet pentru efortul și pentru eroismul de care dau dovadă. Eu cred că ei au meritat și un monument în viață pentru ceea ce fac medicii noștri. Totodată vreau să le mulțumesc pe această cale și partenerilor noștri internaționali care ne-au pus la dispoziție loturile de vaccin și în primul rând vreau să-i aduc mulțumiri Guvernul României pentru primul ajutor acordat Republicii Moldova cu vaccinul AstraZeneca și iată, vedeți că deja avem instituții medicale care au fost medicii din prima linie a cărora au fost deja vaccinate în deplină componență. Totodată, doamna Zatic, puteți confirmați că noi am avut astăzi o ședință la guvern în care am examinat posibilitatea alocării resurselor financiare adiționale pentru demararea exercițiului de achiziționare a vaccinurilor pe piața internațională. Țin să menționez că odată cu înregistrarea de către Agenția Națională a Medicamentului de ziua de vineri, săptămâna trecută, a vaccinurilor omologate pentru Republica Moldova, din acest moment putem demara și procedura de achiziție, care este una anevoioasă, din păcate, dar așa este legislația, oricum trebuie să respectăm cadrul juridic în acest sens. Totodată suntem în negocieri permanente cu producătorii și cu donatorii care ne pot pune la dispoziție vaccinuri, loturi adiționale de vaccinuri, în așa fel încât în timp cât mai restrâns să putem vaccina un număr cât mai mare a populației. Stimați colegi, acestea au fost lucrurile care am vrut să le discutăm la începutul ședinței. Totodată, din informația prezentată de către doamna Zatic, vedeți că situația nu este una simplă. Situația în Republica Moldova este una care trezește îngrijorări. Au fost deja
transferate în regim online școlile și universitățile din Republica Moldova. Practic, întregul sistem de învățământ a trecut în regim online. Totodată, suntem în proces de a examina și alte măsuri restrictive în așa fel încât să limităm posibilitatea de extindere sau expansiunea pandemiei în rândul populației din Republica Moldova. Nu este un lucru ușor, este un lucru complicat și este un lucru care presupune și anumite asumări de responsabilitate în acest context. Dar facem tot ce este posibil ca să diminuăm numărul infectărilor și vedeți și dumneavoastră că ceea ce se raportează în fiecare seară de către Ministerul Sănătății privind numărul de noi infectări este unul care permanent menține culoarea roșie în contextul combaterii pandemiei în Republica Moldova. Stimați colegi, vreau să vă îndemn să trecem la examinarea agendei propuse pentru ședința de astăzi a Guvernului. Primul subiect din agenda ține de compartimentul cadre. Doamna secretar general a Guvernului, doamna Econe, vă rog frumos. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 cu privire la Guvern, în temeiul articolului 54, alineatul 1, litera B prim, din legea numărul 158 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica Ursu în funcție de secretar de stat al Ministerului Finanțelor în domeniile investiții publice, asistență financiară externă, datorii publice și sistem trezorerial din data de 3 martie 2021, pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani. Rog aprobarea suspendării raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica Ursu. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Iaconi. Stimați colegi, dacă aveți întrebări, comentarii, obiecții la acest subiect, vă rog respectuos. Dacă nu, rog să susținem propunerea enunțată. Vă mulțumesc. Următorul subiect, care este unul foarte important pentru medicii sau comunitatea medicală din Republica Moldova, doamna Tatiana Zatec, vă rog respectuos să faceți anunțul la punctul 2 al agendei. Pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice. Proiectul în cauză este elaborat în contextul realizării prevederilor legii numărul 257 din 2020 cu privire la modificarea unor acte normative, ori conform alineatului 6 din legea prenotată, modul de solicitare și acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice se stabilește de către guvern. Mărimea indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice constituie 100.000 lei. Indemnizația unică se stabilește personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor, subdiviziunilor medicale, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarilor și Serviciului de Informații și Securitate, al căror deces a survenit începând cu 17 martie 2020. Ori, în conformitate cu prevederile articolului 4 din Legea Ocrotirii Sănătății, 411 din 95, prestatorii publici de servicii medicale sunt instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile instituțiile bugetare. Instituția medico-sanitară publică se instituie prin decizia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
sau a autorității administrației publice locale. Instituția medico-sanitară publică departamentală se instituie prin decizia autorității centrale de specialitate. Dreptul la indemnizația unică se acordă soțului supraviețuitor, copiilor până la vârsta de 18 ani, sau dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi, secundar, mediu, de specialitate și superior, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. Iar în cazul în care nu există urmași din categoria celor menționați supra, indemnizația unică se va acorda unuia dintre părinți. Indemnizația unică se va achita de către instituția medico-sanitară publică în care a activat persoana decedată, o singură dată din momentul stabilirii decesului. Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi acoperite din contul fondurilor de urgență ale Guvernului. Proiectul a fost avizat de către autoritățile competente, a fost definitivat în baza propunerilor care au parvenit și a fost avizat pozitiv de către toate ministerele, reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Deci, din prezentarea dumneavoastră, înțeleg că compensația respectivă urmează a fi achitată membrilor familiilor, cadrelor medicale, din sănătatea publică, din spitalele de profil, atât din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Serviciul de Informații și Securitate. Corect am înțeles? Da, da, corect. Deci, practic, da, acoperim tot spectrul existent în Republica Moldova de instituții medicale, din cadrul cărora sau au decedat cadrele medicale. Profundă recunoștință și memorie acelor medici care s-au jertfit pentru salvarea a multor altora. Stimați colegi, rog respectuos comentariile sau propunerile domnilor voastre în raport cu acest proiect de hotărâre de guvern. Repet, noi votăm regulamentul pentru modul de solicitare și modul de achitare a indemnizației unice membrilor familiilor medicilor decedați în lupta cu COVID-19. Cine este pentru, rog respectuos să votăm acest proiect. Vă mulțumesc. Domnul Lupașcu, vă rog frumos următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției noastre proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea graficului contractelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Proiectul a fost elaborat în cadrul legii cu privire la parcurile industriale, care prevede că în vederea optimizării contractelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale, anual se solicită instituțiilor de control să aprobe prin hotărâre de guvern graficul controlelor de stat planificate. Urmarea evaluării riscurilor a celor 83 agenții economici, rezidenți ai parcurilor industriale, 8 organe de control au solicitat supunerea controlului pe parcursul anului 2021 a 13 agenți din cadrul parcurilor industriale. Astfel, proiectul prevede aprobarea graficului controlelor de stat asupra activității rezidențelor parcurilor industriale pentru anul 2021 și conține lista rezidențelor și organelor de control cu specificarea perioadei supunerii controlului. În acest context, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Mersi mult! Vă mulțumesc, domnul secretar de stat, stimați colegi, obiecții, propuneri, comentarii. Dacă nu, rog cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Următorul punct al agendei, stimate domnule Lupașcu, iarăși revin la dumneavoastră. Vă rog mult.
Parlamentului cu privire la modificarea hotărârii numărul 453 din 2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării. În conformitate cu prevederile legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în cadrul pregătirii bunului de privatizare se pune în sarcina autorității administrației publice centrale și locale organizarea inventarierii și evaluării patrimoniului supus privatizării. Concomitent, conform prevederilor legii cu privire la activitatea de evaluare, în cazul privatizării bunurilor, evaluarea lor este obligatorie. Astfel, proiectul prevede obligativitatea determinării prețului inițial de expunere spre vânzare a acțiunilor proprietate publică, în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depășește 33%, în baza expertizării efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. Iar în cazul în care cota statului este mai mică de 33%, prețul inițial de vânzare a acțiunilor urmează a fi stabilit de către comisia instituită de guvern sau autoritățile abilitate cu atribuții de privatizare în modul prevăzut de legislație. De asemenea, reieșind din stipulările legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și având în vedere faptul că actualmente în administrarea statului sunt înregistrați agenții economici cu statut de societate cu răspundere limitată, se propune completarea hotărârii Guvernului numărul 453 din 2010 cu prevederi ce țin de stabilirea prețului inițial de vânzare a cotelor sociale ale statului din capitalul social al acestor entități. În contextul celor relatate, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnul Pașcu. Deci înțeleg că din 2010 până în 2019, când Curtea de Conturi a stabilit că este necesar să fie un regulament de constatare a prețului inițial pentru bunurile pasibile spre privatizare sau pasibile de privatizare, 9 ani sau 10 ani, practic, noi am vândut activele statului neștiind care este prețul real inițial la licitațiile cu strigare. Stimate domnul prim-ministru, deci am revenit la acest subiect anume pentru a aduce în conformitate cu cerințele normelor internaționale. Exact. Păi, noroc de Curtea de Conturi că a sesizat acest aspect și iată, noi acum încercăm să reparăm lacuna în cadrul normativ a guvernelor. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, propuneri, comentarii, dacă nu sunt, rog respectuos să votăm pentru astuparea acestei portițe. Da, vă mulțumesc. Doamna secretar de stat Ivanichkina, vă rog frumos să prezentați următorul proiect al hotărârii de guvern. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților băncii de economii pentru plata sumei indexate în anul 2021. Proiectul de hotărâre respectiv a fost elaborat în temeiul articolului 7 litera B din legea numărul 1530 din 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, precum și într-o executare a legii bugetului de stat pentru anul 2021. În anul 2021 se propune spre aprobare beneficiarii de indexare la etapa a doua, a deponenții născuți în anii 1952 până în 1957, adică circa 81.000 de deponenți. În legea bugetului de stat pentru anul 2021, pentru plata sumelor indexate, sunt aprobate cheltuieli în sumă de 70 de milioane de lei. De asemenea, în anul 2021, concomitent cu plata sumelor indexate aferente etapei 2, va fi efectuată și plata sumelor indexate neridicate din diverse motive de către beneficiarii de indexare din anii precedenți.
și informativ conform legii numărul 1530 din 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, se indexează depunerile bănești luându-se ca bază soldul acestora conform situației din 2 ianuarie 1992. Plata sumelor indexate se efectuează în două etape în funcție de anul nașterii depunătorului. Etapa întâia pentru prima 1000 de ruble a soldului cumulativ pe toate conturile deținute de către un deponent în raport de o rublă la un leu și etapa a doua, după achitarea tuturor deponenților indexării primei 1000 de ruble, va fi achitat soldul ce depășește prima 1000 de ruble în raport de 2,5 ruble la un leu. Achitarea sumelor indexate se efectuează prin întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Beneficiarii de indexare se vor putea adresa la subdiviziunile poștale pentru sumele indexate în anul curent, după anunțul respectiv al Ministerului Finanțelor, care va fi publicat pe pagina web a Ministerului. Proiectul hotărârii de guvern a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna Ivanișchina. Doar ca să fie foarte clar și cetățenilor care urmăresc ședința noastră de guvern, doamna secretar de stat, vă rog respectuos să explicați cum indexăm noi depunerile bănești în Banca de Economii din moment ce Banca de Economii nu mai există. E o întrebare care toți cetățenii, când aud acest proiect de hotărâre de guvern, și-o adresează. Este o întrebare perfect valabilă pentru cetățeni, astfel cetățenii urmează să se adreseze la oficiile poștale ale întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Iar Poșta Moldovei deja verifică dosarele cu Banca de Economii, care în prezent activează pe această subdiviziune a indexării depunerilor bănești. Dar legătura dintre cetățean este cu Poșta Moldovei. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt propuneri, obiecții, comentarii la acest proiect, dacă nu, rog respectuos să aprobăm și proiectul respectiv. Vă rog mult! Vă mulțumesc, dragi colegi, cu aceasta noi am terminat agenda ședinței de azi a Guvernului. Fac un apel și către domniile voastre, dar și către cetățenii Republicii Moldova să respecte cu strictețe normele epidemiologice, normele sanitare, să ne protejăm, să ne dezinfectăm mâinile cât mai des și să evităm aglomerațiile atât din orașe cât și din localitățile Republicii Moldova. Situația nu este una simplă, situația este de natură prin care să ne mobilizeze, să ne solidarizeze și împreună, de comun acord, respectând normele sanitare epidemiologice, să încercăm să diminuăm rata infectării zi cu zi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută în continuare. O zi bună!